În vizita noastră din județul Sibiu am decis să venim și la Sadu, comuna în care s-a aprins pentru prima oară becul în România. Și nu e o glumă, e un lucru serios. Când s-a întâmplat lucrul acesta și ce s-a întâmplat de atunci până acum, mai ales cu ajutor european? Bună ziua și bine ați venit, într-adevăr, în cea mai luminată comună din România, care, datorită vremniciei înaintașilor noștri, în 1897 a fost electrificată, fiind în acest fel prima așezare rurală din România electrificată, în care toate gospodăriile acelei vremuri erau electrificate și exista și iluminatul public oferit gratuit de societatea electrică din Sibiu, care a fost beneficiară acestui proiect. Ați încercat să duceți mai departe cumva pașii înaintașilor noștri, în prima comună electrificată, ați încercat să modernizați și să aveți o comună cu iluminat făcut pe fondurile europene la un nivel foarte modern. Am fost prima comunitate din România care a participat la un studiu de eficientizare a iluminatului public alături de încă 4 țări. Am reușit prin această infrastructură să creăm platforma Smart School. Fondurile europene sunt vitale pentru dezvoltarea satului românesc și pentru revigorarea comunităților, pentru că resursele locale sunt destul de limitate. Această oportunitate prin absorpția fondurilor europene, bună ziua, este cel mai mare motor de dezvoltare al comunității locale și al satului românesc. Lucrurile stau mai bine decât ne-am așteptat noi, în sensul că avem măsurători certe în ceea ce privește gradul de absorpție al fondurilor europene și vreau să vă spun că toate sumele care au fost destinate mediului rural în exercițiul financiar 2007, 2013, 2014, 2020 au fost angajate proporție de 100%. Mai mult decât atât, sunt proiecte depuse și neeligibile în proporție de încă 140% buget alocat. Iar aceasta este dovada că primarii din localitățile mai mici și-au dat seama că este o oportunitate uriașă și fără acești bani nu ar reuși să aducă comunitățile lor la standarde europene, așa cum ar trebui să arate o localitate modernă din 2020. Indiscutabil, da. Vedeți, apartenența la marea familie europeană și libera circulație, dat fiind faptul că fiecare din cetățenii acestei țări iasă în afara granițelor și vede gradul de dezvoltare al comunităților din țările bine dezvoltate, îi motivează să se întoarcă înapoi cu aceeași dorință de a-și vedea și venerabilele sate românești în aceeași dinamică de dezvoltare, să spunem așa, și cu același ritm de creștere a calității vieții. Acest lucru nu poate să fie făcut, așa cum am spus înainte, și întăresc decât alternanța fondurilor europene și absorbția acestora. Câte proiecte aveți comunitare cu bani europeni și ce sume ați reușit să atrageți din 2007 până în prezent? 4,5 milioane de euro din fonduri europene și am atins toate axele de finanțare. Ce planuri aveți pentru perioada următoare? Suntem în prim proces de digitalizare și de ancorare, să zicem, în această translativitate a satului românesc înspre satul inteligent. Avem realizat, în ceea ce privește digitalizarea și digitizarea serviciilor publice la nivel de instituție a primăriei, toată activitatea. Suntem primăria fără hârtie.